Cesarea ziua morții lui Grigorieru. Clipa nefericită pentru neamul nostru a venit în noapte de 18 ianuarie 2009, când Grigorieru, cel care s-a situat mereu în umbra lui Mihai Eminescu, a ajuns alături de poet. Fiind fibre din fibre, eminescean și eminescean, până la adâncul ființei Grigorieru spunea: noi n-am rămas la Eminescu, noi am ajuns la Eminescu. La Eminescu nu se rămâne, la Eminescu se ajunge. Astăzi, când se este alături de Mihai Eminescu, nu ne rămâne decât să-i urmăm povața. Grigorieru este viu, precum este viu Mihai Eminescu. Prin creația sa lăsată în moștenire, prin cărțile sale, care se vor edita și se vor reedita mereu, prin melodiile și poezii predonate, de dragul în copilărie și până la adânci bătrâni. Mă fost în mie, din nou cu scărătorul de vii, se rămâiesc aici în poezie. Zăpadă peste mine să se aștea, nu trebuia, nu trebuia să mor, în jurul meu e atâta iarnă și soare se ascunde după noi. Pare, Ion! E vinovat și el că tu te-ai dus spre cer. Tu mă iartă, om, mă iartă, casa mea de huma tu, despre toate îmi scris pe lume, numai despre tine, nu. Se trăgradă și lumina, ți-a făgăduit cumva, și că fi vom împreună cu pieptul meu câteva sufla. Dar prin alte case, iată, eu lumină opresor, alte case mă ascultă când vorbesc la difuzor. Și-ați luat-o și pe mama și-ați rămas acum ea, va nici tu în cu lumea și nici orășeancă ea. Las că vin eu cu bătrâna și nepotul o să-l iau, care pe neplin de veste speriavă-ți benzahau. Și voi râde ca băiatul, ca doi prunci prea mintite, și voi plânge ca bătrâna de dor ca două femei. Și vei tace lung cu mine, cu vă stulbuc și dorut, ca să văduvă și tristă de pe marginea de prut. Veste mea unii vreau să zic, vă fiu cu lumină curios, dar ce faci tu și cum a trăit Eva, mamă și-ar muri? Ce faci tu și cum ar fi, te vei copii și-ar muri? Nu am moarte, cu tine nimic, nici măcar nu te urăsc. Vei fi mare tu, eu voi fi mic, dar numai din propria viață trăiesc. Nu frică, nu teamă, milă de tine mic, că n-ai avut niciodată mamă, că n-ai avut niciodată copii. Doamne, nu usca lacrima pe față puietului, ci lasă să curgă curățătoare, să ne pătrudem de măreție profetului și de taină simțiturilor înălțătoare. Doamne, nu știe ce culori vece este cunoscut cu biu, ce lasă așa pe în cerul, să ne pătrudem de strângere puietului zeu și a slovilor pline de adevăr. Doamne, nu închide cartea puietului cu nepăsare, ce lasă-o deschisă pentru copiii mei și se pătrunde din înțelepciune a tot știutoare și de iubirea din ochii tăi. Cartea poetului a lui Grigorieru va rămâne un izvor de înțelepciune pentru toți cititorii de toate vârstele.